Gata cu examenul, bă! Oh my fucking god! Bine, mă, băieți, mă, bine, gata, s-o dus, dracu, s-o dus! Bă, da, știți cum s-o dus? S-o dus efectiv pe pulă și examenul la matematică. L-am dat, gata, l-am dat, s-o dus, imediat, cu viteza luminii s-o dus. Fai de capul meu, gata, băieți, deci... Chiar mă bucur, am știut, am făcut foarte bine la matematică, sunt sigur că s-ar putea, cel mai probabil iau peste 9, peste 9 iau la matematică, nu există să nu iau 9, oricum ar fi. Acum, ce trebuie voi să știți? Se face departajarea dintre 9 și 10, cam la ultimele două subpuncte, adică la C-urile de la exercițiile de la geometrie, știți? Dar... Că ambele au fost grele de data aceasta, dar am reușit să scriu câte ceva și la CEU de la primul exercițiu de la subiectul 3 și la CEU de la primul exercițiu de la al doilea exercițiu de la subiectul 3. Pe CEU de la primul exercițiu cred că l-am făcut bine, asta e chestia, cred că l-am făcut bine și cred că l-am făcut pe tot chiar, hai să-mi iau și ghiozdanul de pe jos. Acum, și mă rog, o să iau cel puțin 9, cel puțin 9.10, ceva de genul acesta, dar oricum ar fi, iau 9, s-ar putea 9.50 să iau, băieți, deci dacă iau 9.50, efectiv, fac, dau baieram în casă, deci, vai de capul și de zilele mele. Am aici ceasul meu, am avut nevoie de ceasul... Am avut nevoie de ceasul acesta la ambele examene. Eu nu prea port ceas la mână. Am purtat până când într-o zi de vineri, și acum țin minte, m-am enervat după ce am venit de la școală și efectiv am tras așa o palmă ceasului, zici că eram Ben 10 și mi l-am spart și pana mea s-a dus dracu, așa că folosesc ceasul lui taică-miu. Dar ce pot să spun, au fost exerciții foarte ușoare, de la început ne-a spus proful, nu proful clasic, ci celălalt, că sunt exerciții foarte ușoare și că într-o oră chiar terminăm cu examenul ăsta, dacă suntem buni la matematică, logic. Și bă, fraților, efectiv, eu m-am descurcat mult mai repede ca înainte. Adică, na, tot s-a ajuns să scriu pe foaie chiar și în ultimele 5 minute, dar tot m-am descurcat mult mai repede. Adică, eu, efectiv, am început totul să fac pe ciornă. Cu viteza luminii am început să mă bag să scriu pe ciornă toate chestiile, știți? În 3-4 minute am terminat subiectul 1, subiectul 2 l-am terminat în vreo 15 minute și subiectul 3 aproape l-am terminat pe tot, până când s-a făcut jumătate de oră și s-au dus profesoarele alea care ne controlau la tablă să fac așa cu creta, știți? Știți că așa fac profesoarele, fac, nu știu cum, nu fac nu știu ce fel cu creta... Nu știu, fac un desen al lor în care îți arată cam cât mai ai până când termini, până când va trebui să predai lucrarea. Și da, cam asta e chestia, am apucat imediat să scriu toate răspunsurile pe foaia de examen. Am avut două foi de examen, am scris în total 7 pagini, cu aia de început 8 pagini, mult mai multe ca la română. La română mi se pare că am scris 6, da, la română am scris 6 pagini și la matematică 8 pagini. Adică, mă rog, la română 5 pagini fără aia de început pe care este scris deja. Dar oricum, oricum ar fi, eu chiar mă bucur, sunt extrem de bucuros că am trecut și de examenul la matematică. În sfârșit, frate, la matematică, unde mă pricep mai bine ca la română, iarăși nota de la mate o să fie mai mare ca la română, cel mai probabil și o să-mi crească media în sus, deci vă dați seama, o să iau. La română, cred că am făcut tactica profesorului dur și iau cel puțin 8.60, băieți, cel puțin 8.60. Acum, depinde acum și de corectori, poate va trebui să fac contestație, dar eu sper să nu, pentru că cam e foarte riscantă treaba cu contestațiile, extrem de riscantă. Iar la matematică, cred că ar trebui să iau peste 9. Deci, oricum ar fi, media de care am eu nevoie ca să ajung la al treilea liceu, la Mate Info, este 8.84. Asta înseamnă că dacă iau 8.60 la română, 9 la mate și na, dacă iau 8.60 la română și 9 la mate, media mea iese 8.80, cu media claselor 5-8, care este 9.30, 9.20, cât dracu ar fi, îmi crește chestia asta media destul de multicel, mult peste 8.84, cred că 8.90, pe acolo o să-mi crească mie media.
Și asta, gândiți-vă, asta cel puțin, cel puțin. Deci, oricum ar fi, nu există șanse să nu intru cel puțin la al treilea liceu la Mate Info. Nu există. Sau probabil există dacă toți cei de la mine din oraș au făcut perfect și, na, oricum, nu sunt mândru cu orașul în care sunt. Adică, coaie, da, noi suntem deștepți, nu știu ce, orașul meu e cunoscut pentru cei mai deștepți elevi sau printre cei mai deștepți elevi din, din toată țara, dar în același timp mă enervează gândirea că mă enervează faptul că dacă iau media 9, nu o să reprezinte mare lucru în tot, în tot clasamentul de la mine din oraș. Adică dacă iau media 9, eu cu alte cuvinte aș fi cam pe locul 100 sau 150-200 cu mult cu ghinion, nu cu mult ghinion, cu ghinion pe locul 200. Cu media 9. Ăsta mega, am vorbit cu el și efectiv, frate, zice că ia 8 la română și s-a plâns că înainte de examenul la matică, bă, iau 5 la matică, nu știu ce, nu știu cum. Acum o să urmeze să vorbesc și cu el, sunt mai mult ca sigur că mi-a dat mesaj. A, mi-a dat deja mesaj și că ia sub 7. Eu iau 9,50. Mă întreb ce cu mult noroc. Mă întreb ce reacție o să aibă. Dar oricum ar fi, mi-a scris deja ia sub 7. Bă, deci asta înseamnă că dacă ia 7, dacă ia 7 și 8 la română și 7 la mate, media lui este 7,50. Dacă ia mai puțin, este 7, 6,50, 7, 7,80, 7,70 pe acolo. Și pentru el e bine, pentru că el are de ales între 30 de licee, că el stă, fai de cap meu, prin capitală, frate. El efectiv stă prin capitală și într-un singur sector al Bucureștiului sunt mai multe licee, de, cred că sunt puțin mai multe licee decât sunt tot orașul meu. Eu am de ales dintre 3 licee, primele 3, dacă nu mă duc la astea îmi bag pula. Iar el are de ales între 30 de licee. Eu dacă aș avea media 7-70, nici n-aș putea să ies din casă de rușine. Asta e chestia la mine în oraș. Media, dacă e media 8, de exemplu, nu reprezintă mai nimic. Mai nimic nu reprezintă. Asta e chestia. Și mă enervează, bă, frate, mă enervează la culme că ne amestecă pe toți, așa cum am zis în episodul anterior, și e nașpa. Acum, să știți că la română a fost o chestie, așa cum am zis în ultimul episod... Așa cum am zis în ultimul episod de Don't Starve Rain of Gens, la română ne-a cerut două figuri de stil. Iar eu am pus un epitet și o enumerație. Epitet pune toată lumea, enumerație nu prea toată lumea, că erau foarte multe metafore. Dar ideea e că eu am pus un epitet și o enumerație. Este corect pentru că enumerația este o figură de stil, dar nu prea apreciază corectorul. Asta e chestia. Pentru că în momentul în care vede că ai pus un epitet și o metaforă, zice, bă, ăsta a pus metaforă, ăsta e băiat de băiat, ăsta a dat câte 100 de lei pe săptămână la pregătiri să se pregătească pentru examen, să... Fai de capul meu, ăsta e baștan de la băiat cu bani, mă, buzunar. Când vede că ai pus enumerație, ăsta e de la coada vacii, țăran din ăla, cum dracu a ajuns el în examen în primul rând, da. Mă rog, e corect, dar pana mea, e cam cea mai de căcat figură de stil enumerația. Dar și cea mai ușoară, deci, da, mă rog, epitetul e cel mai ușor și enumerația și cea mai ușoară, iar eu, la română, nu mă pot risca, pur și simplu, nu mă pot risca. M-am dus pe cele mai de căcat lucruri care tot sunt corecte, deci se punctează. Deci la română nu există să iau mai puțin de 8, există să iau 8,50 dacă pică niște corectori de, din ăștia duri, dar oricum, sunt foarte bucuros și cu această testare la matematică. Nici nu știți câte emoții mi-am făcut după ce am auzit de la o grămadă de oameni din jur că dacă s-a dat ușor la română o să dea greu la matematică cu aia. Dar nu le înțeleg eu logica oamenilor ăstora, adică cum dracu, de unde știți voi că o să dea greu la matematică, adică care-i logica, care-i logica, nu înțeleg, care-i logica. Din moment, adică... Pur și simplu, it doesn't make any fucking sense. Like, în martie, tot ministerul ne-a dat subiectele și au fost ușoare și lumea a luat notă bună în alea din martie. Și după aia, după ce toată lumea a luat notă bună și așa ne așteptam noi să dea greu la examen, că am luat note mari în simularea aia din martie și vai de cap meu am luat note mari, o să dea greu la examen.
pula. O dat ușor și la examen acum. Deci, de ce ziceți voi că dacă dă ușor la română, dă greu la mate? Vă distrugeți ziua de unii singuri. Dar cam asta am avut de zis în acest episod. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi, un like și un share m-ar ajuta enorm de mult. Vă salut! Pa!